Sergiu Săbiescu a înființat în perioada 2006-2007 o organizație non-guvernamentală numită Sănătate pentru Viață, pe care a și prezidat-o. Scopul acestui ONG era acela de a strânge fonduri în vederea achiziționării de aparatură medicală pentru unitatea spitalicească din Motru. Însă de atunci și până în prezent nu s-a cumpărat nici măcar un stetoscop. Din anul 2008, toți cei 250 de angajați ai spitalului din Motru, dar și de la Mina Lupoaia și Cariera Roșiuța, au dat și 2% din impozit către acest ONG, fără a ști cine îl conduce. Nimeni nu știa de acest ONG, adică noi semnăm adeziunile acelea de 2 ani pentru a merge cei 2% pentru achiziționarea de aparatură medicală, la fel ca o parte a angajaților Minei Lupoaia și a Carierei Roșiuța. Am descoperit acest lucru la începutul acestui an. Domnul Săbiescu nu ne-a pus la dispoziție niciun act și nici nu ne-a spus ce s-a făcut cu acei bani. Actuala conducere a spitalului a dorit înființarea unui nou ONG pentru colectarea acestor fonduri, însă până la urmă s-a decis să continue cu aceeași organizație non-guvernamentală, dar cu o nouă conducere. Surprizele au continuat să apară. În luna februarie, mai exact pe data de 9, a avut loc adunarea membrilor pentru a se mai înscrie alți membri activi. La jumătatea lunii martie, din câte știu eu, domnul Sergiu Săbiescu și-a dat demisia din funcția de președinte. Atunci noi am decis să se constituie un nou comitet director. Când am mers la tribunal pentru a legaliza noua conducere, că asta este procedura, am aflat că nu se poate acest lucru pentru că ONG-ul a fost desființat. Din ce știu eu, se pare că procesul verbal de desființare s-a făcut cu o săptămână înainte ca președintele să-și dea demisia. Acum sunt pe rol două dosare, unul pentru desființarea ONG-ului și altul pentru legalizarea noi conduceri. Sergiu Săbiescu, în luna mai acestui an, și-a făcut cerere de concediu fără plată pe o perioadă de 12 luni și, contactat telefonic, a refuzat să vorbească despre acest ONG. Am înțeles că dumneavoastră ați înființat un ONG la spitalul din Motru, Sănătatea pentru Viață. Nu sunt îndreptățit să vorbesc despre asta. Nu ați fost președintele acestui ONG?